Din Oașa mergem la Neamț, locul în care în perioada 21-24 iulie s-a desfășurat adunarea tinerilor ortodoxi din Mitropolia Moldovei și Bucovinei. Poiana Nemțișor a fost casă pentru 700 de liceeni și studenți. Deși au fost cazați în corturi, programul nu a fost unul militaresc. S-au trezit devreme, au participat zilnic la Sfânta Liturghie, au vorbit despre prietenie, au cântat, au făcut foc de tabără și au câștigat la final sute de prieteni. Tabăra Nemțișor 2016. Nemțișorul nu este o tabără catehetică, este expresia libertății. Este cea mai frumoasă vacanță. Noi aici suntem prieteni într-un Hristos. Aici în Nemțișor avem hotelul de 1000 de stele, nu știu dacă știți. Nu știam. Am aflat asta recent. De câțiva ani, la vreo 3 km de mănăstirea Neamț, spre sfârșitul lunii iulie, cerul înstelat este acoperiș pentru sute de tineri care vin în tabăra de la Nemțișor. Hotelul este, de fapt, o poiană, poiana prieteniei, așa cum a fost numită, și asta pentru că brazii, florile, vântul și aștrii sunt martorii unor legături trainice de peste 7 ani. Prima tabără Nemțișor a fost organizată de Mitropolia Moldovei și Bucovinei în vara anului 2010. Prima a fost cea mai plină de emoții, de necunoscut, pentru că nu știam cum vor reacționa și părinții copiilor și tinerii și chiar preoții de la noi din eparhie. S-a creat o stare de spirit atunci foarte frumoasă, pentru că au fost 375 de participanți. Preoții nu mai organizase niciodată așa ceva, nici eu. În primul an am făcut doar 2 zile, apoi am trecut la un format de 3 zile. Într-o oarecare măsură am intrat într-o rânduială după 7 ani, dar a fost greu. A fost greu ca să poate să convingem așa tinerii că se poate întâmpla așa ceva. Adunarea tinerilor creștini ortodoxi din Moldova era și a rămas un proiect original pentru că a fost necesară construirea unei infrastructuri în timp pentru a putea locui practic aici timp de 4 zile și în același timp a fost necesară și implicarea mai multor actori locali. A 7-a ediție a taberei Nemțișor, organizată prin intermediul Departamentului de Misiune pentru Tineret al Arhiepiscopiei Iașilor, s-a desfășurat în perioada 21-24 iulie. De la 300, câți au fost în primul an, numărul tinerilor, al preoților și al voluntarilor implicați a ajuns de această dată la 800. Tineri sunt 681, sunt împărțiți în 38 de grupe de moderare, 45 de moderatori, sunt 25 de voluntari acum, 777 de porții de mâncare dimineața la prânz și seara, 3000 de litri de apă potabilă. Pentru organizatori, singurul lucru care nu poate fi organizat este vremea. Apoi, de fiecare dată, organizatorii au temeri legate de sănătatea copiilor, legate de calitatea mesei, dar și de competițiile sportive unde se pot scânti picioare, rupe mâini. Avem medici, avem 3 medici în tabără. Programul taberei se desfășoară în aer liber, fie că vorbim de jocuri, grupuri de discuții, conferințe, ateliere, momente artistice sau activități sportive, toate au avut în centru prietenia. Am încercat ca să îi aducem pe tineri la un punct comun, începând de la relația cu prietenii lor, de la cum să-și construiască o prietenie și cum să ajungă în cel din urmă să fie prieteni cu Hristos sau, de ce nu, să-și aducă prietenii care sunt neprieteni cu Hristos să devină prieteni cu Hristos. Întâlnim și tineri care nu au avut sau spun că nu au prieteni, dar aici îi vedem că au prieteni. E un lucru minunat să vezi tineri care erau stingheri și după 2 zile sunt nedespărțiți. Ei vin din filiale diferite, parohii diferite. Sunt din Ator Târgu Neamț și sunt pentru a 7-a oară la Nemțișor. Am prins fiecare ediție și pot să spun că revin cu drag în fiecare an. Mereu este ceva nou, altă persoană de la care mai ai ceva de învățat, care, nu știu, te oferă un zâmbet și te face mai fericit. Ce prieteni ți-ai făcut tu aici la Nemțișor? Mulți, dar măcar sunt de calitate. Am ajuns în primul rând în Ator, influențat de prieteni. Toți prietenii mei mergeau acolo și toți ieșeau din acel loc și de la acele întâlniri cu zâmbetul pe buze, plin de viață, ceea ce nu găsim adesea în societatea de astăzi. S-a făcut curios. Bineînțeles. Și la Nemțișor?
La Nemțișor am fost tras tot de ei, fiind prima tabără în afara orașului, și nu o să regret niciodată că am ales să vin. Sunt pentru prima dată aici, dar este minunat. Este o experiență deosebită și cuvintele nu sunt suficiente pentru a transpune toate gândurile și emoțiile pe care le simțim aici. Înțelegere, respect, comuniune. Aici putem cunoaște mai de aproape adevăratele valori. La Nemțișor, nicio zi nu trece fără un moment de rugăciune. În fiecare dimineață, tinerii au participat la Sfânta Liturghie, primind și binecuvântarea înalt preasfințitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Să vă dăruiască, iubiți tineri, această putere de a răspunde la chemarea pe care vă adresează Hristos: vino după mine, cu răspunsul: vin după tine, Doamne, vin după tine, Doamne, pentru că vreau să fiu liber și liber sunt doar cu tine. Vin după tine, Doamne, pentru că doresc să am bucurie în viață și doar a fi cu Domnul plinești și primești bucuria. Vin după tine, Doamne, pentru că în ciuda suferinței sau a necazurilor sau a problemelor care sunt în viață și vor fi și în viața mea de tânăr sau de adult sau de om în vârstă, știu că Tu îmi dai putere să înțeleg această suferință. Vă doresc să aveți parte de bucurie, de libertatea fiilor lui Dumnezeu. Fiți binecuvântați! O dată pe an se întâlnesc aici și de mai multe ori în diferite zone ale eparhiei, ale protopopiatului, dar întâlnirea aceasta are un caracter special pentru că deja a intrat în conștiința lor. Aproape pentru unii, luna iulie înseamnă Nemțișor și așteaptă cu nerăbdare să vină ei înșiși sau, dacă deja au depășit o anumită vârstă, să vină cu pruncii sau cu frații și surorile lor. La Nemțișor s-a aflat și un grup din ungheni, Republica Moldova. De peste Prut a venit și preasfințitul Părinte Antonie de Orhei, episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului. Ierarhul basarabean a oficiat Sfânta Liturghie în prima dimineață a taberei. Nu am venit cu mulți, fiindcă este problema pașapoartelor, dar am venit cu 10 tineri, suntem doi preoți și am venit ca să împărtășim și noi în această bucurie a tinerilor de aici. Este o atmosferă destul de plăcută, prietenoasă, este una care unește, chiar dacă și noi în Republica Moldova facem taberi ceva mai mici, dar această tabără de amploare arată că totuși și România este mare, și biserica este cea care trebuie să unească, și tinerii sunt cei care scaut unul pe altul. Am fost întâmpinați de ceva frumos, ceva foarte frumos, între care noi, pasarabenii, ar trebui să învățăm, cred eu, și anume această atmosferă extrem de plăcută, anume această prietenie, adică, practic, am venit după noi experiențe și cred că le-am căpătat aici, în această perioadă. E o tabără minunată, în mijlocul naturii, o grămadă de copaci, pădure, aer curat de la munte, e super aici. De câțiva ani la tabără participă și tineri din Nepsis. Tinerii din Nepsis au creat legături, prietenii, tinerii din România vin la evenimentele pe care noi le organizăm și cumva ne ținem de mână unii de alții, ca să nu ne pierdem. Credem că tinerii noștri profită sufletește și că este foarte îmbogățitor pentru modul lor de viață, ceea ce văd la ceilalți tineri, la tinerii de aici. Sunt tineri care au venit mai mulți ani la rând, dar cei mai mulți dintre ei sunt tineri noi, uneori din țări diferite,
uneori și de pe continente diferite, cum este anul acesta, că avem 3 tineri din Canada. Noi ne-am mutat în Canada când aveam 5 ani, acum 15 ani. Cât de des vii în România? Cam în fiecare 2 ani venim vara la bunici. După experiența asta, aș vrea să mă mut în România, că mi se par oamenii așa foarte calzi, foarte prietenoși și mă simt ca acasă. Simți că e Dumnezeu aici mai aproape de voi? Da, mai ales că aici în România și aici la tabără sunt copii foarte credincioși. În Canada sunt credințe așa amestecate, majoritatea de copii nu mai au nicio credință, s-a pierdut așa. Am întâlnit mulți copii aici care împărtășesc aceeași știu cum se zice românește, dar valori ca mine și care nu întâlnesc când sunt în Canada. E foarte diferit. În Canada, de exemplu, stai mulți ani până și te îmbrățișezi cu alt copil, dar aici direct, oh, hai să mergem, te ține de mână, e foarte diferit. S-a părut ciudat? Da. Dar e plăcut să-ți faci prieteni atât de ușor? Da, normal. Cum îi poți descrie pe tinerii români? Foarte calzi așa la suflet și vor să te înțeleagă și sunt curioși. Și ceva care e diferit este chiar parcă vor binele tău, știi? Crezi că ei sunt mai apropiați de credință? Contextul de aici, din țară, le permite să fie mai apropiați? Da. De exemplu, în Canada, majoritatea din clasa mea nu cred în Dumnezeu, știi? Și dacă zic ceva despre religie, se uită urât la mine. Încerc să evit, pentru că știu alți copii care vorbesc. Dacă, de exemplu, zici că, nu știu, tu nu crezi că doi bărbați ar trebui să se căsătorească, dacă cineva zice așa, nu mai vorbește nimeni cu ei. Eu stau în Danemarca, în Sønderborg, în sud, dar am să vin de obicei în România și acum am auzit de tabăra de la Nepsis la Nemțișor și m-am gândit că e foarte frumos, că e tabără ortodoxă. Mi se pare foarte frumos că am deja mulți prieteni și de la Nepsis și de aici, de la Sfântul Nicolae, că ne-am împărțit în grupe pe Sfinți, e foarte frumos. Noi, care trăim împrăștiați în Europa Occidentală, nu o să putem aduna tineri care să aibă acest entuziasm pe care îl vedem la tinerii aceștia și de care tinerii noștri se molipsesc. Entuziasmul de a fi creștini adevărați și în același timp de a fi tineri în lumea în care ei trăiesc. Cei de aici sunt diferiți pentru că ei poartă cu mai mare putere tradițiile pe care tinerii din Occident nu le mai pot purta. De exemplu, tinerii de aici, cum îi vedem în fiecare an, cunosc obiceiurile populare, obiceiurile tradiționale. Ei aceste lucruri nu le mai cunosc sau le cunosc doar așa, au văzut pe YouTube sau au auzit despre ele. Este foarte important să păstrăm costumul popular, tot ce înseamnă istoria neamului nostru. Cine nu-și cunoaște istoria este obligat să o trăiască. De asta trebuie să o păstrăm vie în inimile noastre. Deși tabăra a fost gândită mai mult ca spațiu și timp de recreere, tinerii au fost atrași de partea de dezbateri, întrebări tainice și răspunsuri profunde. Să știți că au foarte mari frământări. Poate noi din Sfântul Altar nu simțim asta, dar sunt în mijlocul lor, îi vedem deschiși. Am făcut niște jocuri foarte interesante, trebuia să ne spunem unele secrete, chiar și m-am deschis așa față de grup. A fost foarte fain, m-am simțit ascultată, am simțit că oamenii din jurul meu chiar mă înțeleg. Chiar sunt prieteni, exact. Mi-a plăcut foarte mult că am făcut jocurile astea cu grupul și cu părintele și a fost momente când am putut să vorbim așa deschis și ne-am spus cu părerea despre prietenie și a fost foarte frumos. Pastorația tinerilor este o artă care presupune în primul rând smerenie. Spunea un părinte de-al nostru, eu sunt în permanență spovedanie în fața tinerilor, pentru că nu-i poți păcăli, ei se sizează imediat artificialul, falsul la tine. Eu trebuie să fiu deschis, sincer, să-mi asum dialogul cu ei de la un capăt la celălalt. Am descoperit
lejeritatea care poți vorbești cu un preot și au dispărut toate aceste bariere dintre preot și tânăr. De obicei când auzeam că vorbim cu preoții, la început credeam că va fi plictisitor și vom vorbi doar despre biserică și doar despre tot ceea ce ține de biserică, dar nu este așa, tot este distractiv. Cred că cel mai plăcut au fost acele momente când am stat cu părintele și am reușit totuși să avem o discuție deschisă foarte aproape unii de alții și adică am vorbit sincer pe teme care uneori sunt mai greu de atins. Provocările lor ne bucură pentru că au fel de fel de nedumeriri și este un aspect foarte important pe care l-am sesizat din 2010 încoace. Tineri care în primă fază au fost timizi, retrași, dar apoi pe măsură ce și-au dat seama că moderatorii sunt niște prieteni, ca niște frați mai mari, au început să vorbească despre lucruri care îi frământă. Au mulțime de întrebări. Nu ne ajung 3-4 ore să stăm cu ei, să le răspundem întrebărilor atunci când avem în față sau în grupul nostru 20 de tineri. Preoții nu se manifestă aici ca la amvon sau ca în taina spovedanie, ci vorbesc cu ei foarte deschis, îi văd că și ei sunt oameni și pun întrebările care îi chinuie cu ușurință aici. Pentru mulți, partea cea mai provocatoare a fost dormitul în cort pe paie. M-a speriat din prima de chestiile astea cu cortul și paiele, dar de experiență nouă, experiență tare. Și cum a fost somnul azi noapte? Somnul a fost, început a fost ceva, un fel de provocare, știi? Și după a fost ok, adică a fost avertizat să avem dat 5 saci de dormit și a fost ok. E foarte bine, puțin frig, dar oricum, adică ne învelim bine și e tot ok. E o experiență nouă, dar plăcută, e foarte interesant. Chiar dacă e rece, e foarte, foarte fain. Poți friga azi noapte? Ger, nu-mi frig. Te-ai trezit când a cântat cocoșul sau te... M-am trezit la 5:30. De frig. Da. Nu e puțin mai greu pentru o fată să doarmă în cort? Nu, ținând cont că sunt din mediul rural, mi se pare ceva normal. A fost greu prima seară, ținând cont că este frig și temperaturile, diferența între zi și seară sunt chiar mari. Dar merită atmosfera. Da, veselia, muzica și totul. Este o experiență de neuitat. Și de-abia aștept să vină tabăra de la an, deși n-am plecat încă de aici. Corturile sunt mari, militare. 16 tineri rămân într-un cort din acesta mare de 5 metri 20 pe 5 metri 20. Și dacă ai echipamentul necesar, se doarme foarte bine. Primii ani și eu am dormit în cort. Experiență inedită care cred că le călește puțin voința. Sunt învățați să trăiască confortabil, să aibă de toate, să aibă căldură. Dimineața e destul de răcoare, trebuie să-ți așezi bine căciula pe cap, să închizi sacul de dormit până la gât. Cei mai mulți adolescenți trăiesc mai mult în mediu virtual decât în mediu real. Nu sunt obișnuiți să trăiască la cort, să se spele afară, la spălătoare, să se organizeze singuri, chiar să intre în dialog cu alți tineri pe care nu-i cunosc, să fie puși într-un cadru necunoscut. Odată ajunși la Nemțișor, ei părăsesc zona lor de confort, grupul cu care au venit. Este o forțare pe care noi o provocăm aici. O forțare care cred că este necesară tinerilor astăzi. Unul dintre cele mai așteptate momente ale taberei este seara artistică. Grupați în funcție de asociația sau parohia din care provin, tinerii cântă, dansează și joacă teatru. În fiecare an descoperim talente. Noi avem copii minunați în eparhie și nu reușim să-i cunoaștem. Chiar preotul din parohie îi descoperă în cadrul unor întâlniri de genul acesta. Sunt
momente artistice, momente sportive, dar în permanență îi readucem spre viața interioară, duhovnicească, spre viața de rugăciune. Timp de 4 zile, Poiana Nemțișor a unit rugăciunea și voia bună. Dar nu aduce rugăciunea voie bună? Tatăl nostru care ești din ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta. Izbăvește-ne din toate nevoile. Cred că la Sfânta Liturghie toți îl descoperim pe Dumnezeu și aici împreună, cum suntem o comunitate, cred că este ceva mai deosebit. Chiar în dimineața aceasta am participat pentru prima dată la cor. Am fost și anul trecut, dar nu am avut îndrăzneala de a merge la cor și am rămas plăcut surprinsă de atmosfera care este acolo. Avem și noi ocazia să participăm și în cor și la paracliz. Avem ocazia să cântăm, avem ocazia să citim și noi rugăciuni odată cu preoții. Nemțișorul nu este o tabără catehetică, este expresia libertății. Este cumva și esența a ceea ce pe noi ne învață biserica, să fim liberi și să fim bucuroși. Asta este, cred, esența Nemțișorului. Tinerii învață unii de la alții aici și să se roage, și să danseze, dar și să facă un echilibru între cele două. Cel mai căutat atelier a fost cel de dans. Deși mie nu-mi place deloc să dansez, mi-a plăcut că am dansat. Iubitorii de folk au venit de acasă cu propriile chitare. Artistul Walter Ghicolescu a ghidat și s-a hrănit cu entuziasmul junilor cântăreți. Sunt foarte mulți copii și eu ca profesor de matematică, ca dascăl să spunem, că nu mai contează ce predăm, este o bucurie să poți lucra cu ei. Dovadă că a apărut și acest imn, așa, într-o jumătate de oră. Unii au compus textul, alții s-au ocupat cu muzica, una peste alta împreună am făcut un imn. Noi toți suntem prin viață și-a pornit în cetișor cu dorință și speranță. Hai, 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 la Nemțișor! Hai, 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 la Nemțișor! Mica mea infinitate e cuprinsă de un dor. Mă bucur că există inițiativa de a aduce muzica într-o astfel de manifestare, pentru că dincolo de ideea taberei, muzica îi apropie pe oameni indiferent unde ar fi. Și când muzica este de bună calitate, și aici mă refer în primul rând la mesaj, la text, atunci n-are cum să nu lege oamenii, să nu lege prietenii. Ajungi în aceste 4 zile în care îl petreci aici, nu doar să cunoști persoana din fața ta, să o îndrăgești, să fiți prieteni. Nemțișor pentru mine înseamnă cea mai faină perioadă de pe timpul verii. Cel mai mult am așteptat că această tabără pentru că voiam să-mi văd vechi prieteni, voiam să fac alții noi, bineînțeles. Cine te-a convins să vii la Nemțișor? Am avut un văr voluntar în această tabără și mi-a spus că ar fi bine să încerc și eu să încerc cu altfel de tabără, un alt mod de a te împrieteni. Și hai să accept provocarea și chiar văd că a fost o idee foarte interesantă. Înseamnă o altfel de tabără? Tu în ce tabere ai mai fost? Sau în ce vacanțe ai mai fost?
tabere gen care nu se bazau atât de mult pe religie cât pe distracție și cam atât, distracție, altceva nu conta, distracție, muzică, cam atât. Sunt tineri care, dintre ei care vin la biserică, dar atunci când trebuie să spună Hristos a înviat, nu spun Hristos a înviat pe stradă sau la școală, sau nu ridică mâna că dorește ora de religie. Aici capătă curajul de a-și manifesta crezul, convingerile. Pentru unii dintre ei, cu care eu am rămas în legătură de-a lungul anilor, uneori era dramatic dacă nu aveau locuri ca să vină. Nu se poate considera o vacanță ca oricare altă, de asta anul ăsta am preferat să vină aici decât să merg la munte. Familia, m-a certat cu mama un picuț. Da, e foarte frumos și nu e o vacanță ca oricare altă, e o vacanță, o scăpare, o evadare, un loc în care învățăm chestii noi, un loc în care ne revedem cu oameni dragi noi. Sunt de la Hârlău și sunt la a patra ediție aici la Nințișor. Și de ce revin fiecare an? Pentru că vacanța de vară nu ar avea niciun farmec fără tabăra la Nemțișor. Mi se pare o experiență neuitat, pentru că până acum prima zi a fost foarte monotonă, pentru că am stat mai mereu cu părinții, mai mereu cu grupul nostru și acum, dat fiind faptul că ne-am distrat, am început să facem jocuri, am jucat fotbal, volei, am dansat, o cântat fetele, foarte, foarte drăguț, foarte fain. Deci aș recomanda oricăruia să vină la Nemțișor, e o experiență neuitat. Prima dată când am intrat în ator, wow, Nemțișor, cea mai frumoasă tabără. Am rămas și uimită, chiar așa. Și chiar este așa, e foarte frumos, multă bucurie, veselie. Toată lumea vorbește doar de Nemțișor, cât de bine este, câte activități frumoase se pot face. Și chiar așa este, toată lumea este plină de bucurie și prietenoasă. E o vacanță cu care te mândrești? Da, normal. Abia aștept să povestesc tuturor colegilor despre Nemțișor și să-i invit. Când ajung la școală, de multe ori trebuie să povestească ceva din vacanță și ei povestesc Nemțișorul. Este un timp foarte scurt în care sunt foarte multe experiențe, o intensitate de trăire, foarte multe relații se fac între ei. Au loc, vă dați seama, combinări de ien luate câte doi. Care vin la Nemțișor sunt poate o categorie aparte, adică acei tineri care cu adevărat caută ceva și nu ceva, cu ce mic, cu ce mare, sau mai degrabă pe cineva, îl caută pe Hristos. Sunt copii care îndrăgesc liturghia, care îndrăgesc și muzica folk, care îndrăgesc muzica populară și nu numai, care iubesc distracția, bucuria, dar știu în același timp să fie și ascultători. Cum ai putea descrie pe tinerii care vin la Nemțișor? Plin de surprize, plin de viață, prietenoși. Ce vă caracterizează pe voi, tinerii de la Nemțișor? În general, entuziasmul, credința. Într-un cuvânt, altfel. Adică normali, însă ar trebui să fie normalitatea care să domine în România și cred că pentru asta suntem și noi puțin responsabili, cei mari. Tabăra Nemțișor nu ar fi posibilă fără implicarea zecilor de tineri voluntari. Numărul lor crește de la an la an. Pentru tinerii care se implică pentru voluntari este un efort, pentru că lipsesc de acasă cel puțin o săptămână. 4-5 zile, 50 de tineri stau și aranjează poiana aceasta care are 9 hectare. Cei care acum 7 ani veneau ca participanți, acum au intrat în echipa de organizare, unii dintre ei oameni minunați, care, fără de care ne-ar fi mult mai greu. E ca efectul iceberg, dacă știți. Noi acum tabăra e vârful, dar pentru a ajunge la acest vârf minunat, e o întreagă muncă de echipă. Noi aici la Nemțișor, cum am numit perioada în care am pregătit tabără Nemțișor, a fost ca o mică mănăstire. Fiecare avea ascultarea lui, fiecare treaba lui, ceea ce e foarte frumos. Mulți ani să trăiască, mulți ani fericiți, Domnul să vă păzească, într-un mulți ani să trăiți. De la Nemțișor pleci cu gândul să revii și, așa cum spune și tema ediției din acest an, cu gândul de a nu călători singur. Până la urmă, orice drum este mai frumos alături de prieteni. Cred că 2-3 prieteni sunt de ajuns, dar să fie prieteni adevărați. Adică cum să fie?
foarte apropiați de tine și să știe ceea ce vrei să spui înainte de a spune. Persoană cu care pot să-mi împărtășesc sentimentele și care mă sprijină și la bine și la greu. Prietenia înseamnă să te bucuri de cel de lângă tine, să-l ajuți necondiționat. Nicăieri n-am putea găsi bucuria, unitatea și credința pe care o împărtășim noi aici. Aici este un exercițiu al transfigurării vieții noastre, dar acest exercițiu făcut aici în Poiană trebuie dus mai departe, în clasa noastră, la școală, în familia noastră, între prietenii noștri, să le propunem un altceva. Vara e pe sfârșit, taberele s-au încheiat, dar le așteptăm cu nerăbdare pe cele de la anul. Până atunci, nu uitați de întâlnirea tinerilor ortodoxi care va avea loc între 1 și 4 septembrie la București. Trinitas TV va transmite în direct toate momentele importante, iar programele postului și jurnalul Trinitas vor reflecta pe larg activitățile și desfășurarea evenimentelor. Detalii puteți afla de pe site-ul agenției de știri Bazilica, bazilica.ro, dar și de pe site-ul întâlnirii ito2016.ro. Noi ne reîntâlnim, atenție, joi pe 1 septembrie de la ora 21 într-o ediție specială Valoarea Faptei. Pe curând!